20 de cluburi sportive din toată țara au participat în perioada 23-24 septembrie la Cupa Vâlcei la box, unde prezent a fost și Clubul Sportiv Mușcel. Rezultatele obținute de pugiliștii mușceleni au fost următoarele. La categoria 56 de kg, David Rizoiu, locul 1 la tineret. La categoria 60 de kg, Costinel Puiu, locul 1 juniori. La categoria 64 de kg, George Vlășceanu, locul 1 tineret. La categoria 69 de kg, Beniamin Olteanu, locul 1 tineret. La categoria 40 de kg, Dragoș Tureac, locul 2 cadeți. La categoria 50 de kg, Eduard Neagoe, locul 2 cadeți. La categoria 56 de kg, Ștefan Pătrașcu, locul 2 cadeți. La categoria 64 de kg, Robert Ivașcu, locul 2 juniori. La categoria 48 de kg, Ovidiu Folea, locul 2 juniori. La categoria 54 de kg, Mădălin Hârțugeanu, locul 2 juniori. La categoria 69 de kg, Mihai Moiceanu, locul 2 tineret.